Florinel Coman în Liga a doua. Stai, că am greșit jucătorul. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu experimente de pe canal. Astăzi facem din nou un experiment cu Liga a doua, pentru că v-a plăcut cel cu Messi. Am zis să facem de data aceasta cu un atacant, și anume cu Kylian Mbappé. Stoasa ninja, cum îmi place mie să-i spun. Dacă mai vreți experimente de genul pe canal, like acolo, la 2000 de like-uri apare următorul experiment. Subscribe, deoarece mă ajută foarte mult. Suntem în drumul spre 60.000 de abonați, așa că fiecare abonat în parte contează, așa că tu ăsta care te uiți acum la clip, mă uit la cameră sau să mă uit în partea asta? Hai că mă uit la cameră. Așa că tu ăsta care te uiți la clip, dă-i subscribe dacă vrei, dacă nu, e bine și așa. Puteți să lăsați în comentarii, băieți, dacă desigur vă place această serie, un nume de jucător pe care ați vrea să-l vedeți în Liga a doua, jucătorul cu care să fie următorul experiment, poate să fie Ronaldo, poate să fie Neymar. Acum rămâne de văzut ce jucător vă place vouă cel mai mult, o să aleg comentariul cu cele mai multe like-uri. În episodul cu Messi am avut Pandurii Târgu Jiu, astăzi avem Rapid București. O echipă mai bună din punct de vedere al jucătorilor. Cam așa arată echipa: Bălan, Mbappé, Hlistei, Pănoiu, Jorza, Lazar, nu știu pe niciunul. Finică e numărul 1. Goge, singurul pe care îl știu de aici, Dandea. Am pus și bugetul mai mare pentru că nu vreau să fiu dat afară. Și vedem cum se descurcă Mbappé la finalul sezonului. Are un rating de 90, după cum știți. Sunt curios dacă va scădea la fel ca Lionel Messi sau dacă se va menține. O să mă uit acum să văd câte goluri a dat Messi, dacă Mbappé îl va întrece. Deci Lionel Messi în cel mai bun sezon a dat 23 de goluri și 7 asisturi. Va întrece Mbappé aceste statistici? O să vom vedea, desigur. Mergem și simulăm. Sperăm că nu suntem dați afară, cite în genul nu l-am băgat până la urmă, pentru că PC-ul mi-l detectează că are virus. Din câte am înțeles, n-are virus, dar nu vreau să mă risc, știți cu toții că am mai pierdut un cont de YouTube și chiar n-aș vrea să mă risc să-mi iau un virus. Câștigăm acolo cu 4-0, însă pierdem cu Cluj. Victorie după victorie pe bandă rulantă și ce repede se simulează jocul, nu știu de ce simulăm așa repede. Dacă s-ar simula așa în fiecare carieră, păi aș face și eu mai des experimente pe canal. Mai pierdem, mai câștigăm în cupă, nu prea ne descurcăm. Am făcut și o rimă. Mihai Eminescu direct, cum ar spune ea intelectual, Mihai Creangă. Sper că o să ne calificăm mai departe în Liga 1, însă după câte văd, avem ceva înfrângeri. Aș fi încercat să joc un singur atacant. Poate sezonul următor asta încercăm cu Craiova. Învingem! V-am zis. 1000 IQ. 1000 prediction, mai degrabă, că n-are treabă IQ cu chestia asta. Terminăm în forță, se pare, ultimul meci împotriva celor de la Craiova și chiar sunt curios ce statistici a avut Mbappé, probabil cel mai bun om din echipă și am rating 58, am manager points 58, nu știu de ce. Ce s-a întâmplat de a manager points 58? Am înțeles, n-am câștigat titlul. Dar totuși suntem pe locul 2 în campionat. Terminăm pe locul 2 în campionat. Asta nu s-a terminat Viitorul Târgu Jiu? Cum naiba e posibil așa ceva? Am avut foarte multe înfrângeri, ăștia au avut multe egaluri. La 3 puncte diferență au terminat Viitorul Târgu Jiu de noi, din păcate. Bă, așa aproape, însă atât s-a putut. Vreau să văd și în cupă ce am făcut și după ne uităm la statisticile lui Kylian. Da, am pierdut împotriva celor de la Universitatea Craiova, atât s-a putut. Am pierdut încă din runda 1. E jale rău. Top scorers: Kylian Mbappé pe primul loc, cel mai bun marcator din Liga 1, 20 de goluri în 37 de meciuri. Însă o să ne uităm mai în detaliu pe partea cealaltă, o să mergem aici la Squad Hub, că cel mai bun marcator este Kylian Mbappé, totuși nu l-a depășit pe Messi, băieți, deși atacant n-a reușit să-l întreacă, totuși a crescut plus 2. Să crești plus 2 la Rapid? Păi e ceva, băi frate, e ceva să crești plus 2 la Rapid. Totuși mă așteptam să dea cel puțin 30 de goluri, nu știu de ce, pentru că a fost atacant, însă în sezonul următor, dacă va mai prinde sezonul următor, îl vom pune într-o formație cu un singur atacant. Așa că mergem mai departe și vedem ce se întâmplă. Cred că Rapid va promova, eu așa cred. Dar al doilea sezon este la ușă. După cum puteți vedea, suntem în Liga 1, băieți. Uite aici, locul 13, 0 puncte. Început destul de promițător. O să încerc să semnez cu doi jucători din America de Nord pentru a nu risca să fiu dat afară. O să-l băgăm pe Kylian Mbappé pentru o formație nouă în 4-2-3-1, zic eu că s-ar descurca ok. Ernestu, treci pe bară și lasă-l pe Mbappé să-și facă treaba aici. Da, o să încerc să iau doi mijlocași pentru că chiar am nevoie de doi mijlocași aici la Rapid.
Ok, am reușit să semnez cu cei doi jucători care sunt Caicedo și Adams. Ne-am întărit și puțin echipa, ceea ce e bine. Vom vedea dacă Kylian Mbappé se descurcă de asemenea și în Liga 1, nu doar în Liga 2. În Liga 2 a avut un sezon decent, însă nu atât de bun pe cât mă așteptam. Mă așteptam să dea de pământ cu echipele gen Comuna Recea și Xereda. Mă așteptam să dea de pământ cu ele, dar uite că nu a dat de pământ. Dar echipa merge bine, victoria acolo în Liga 1 cu echipe care se bat la titlu. Ia uite, batem și pe CFR Cluj. Nu cred așa ceva. Cred că o să reușim să câștigăm titlul cu Rapid dacă o ținem în acest mod. Uite-te, uite-te și tu că până acum n-am pierdut. Avem, cred că, 7 meciuri și n-am pierdut nici măcar un singur meci. Deci victorii pe bandă rulantă în această carieră. Probabil jucătorii a doi pe care am adus fac diferența sau nu știu. 6-1, 6-1 îi batem pe Sepsi. Nu cred așa ceva. N-ai cum. Deci n-ai cum. Ori e Mbappé prea bun sezonul ăsta, ori aia doi jucători chiar fac diferență. Cu Steaua totuși pierdem. Mamă, pierdem cu CFR, încep să apară înfrângerile în această carieră, dar pentru echipă nou promovată este foarte, foarte bine. Reușim până la urmă să-i batem pe cei de la FCSB. Gigi Becali, vezi că Mbappé al meu e mai bun decât Mbappé al tău. Așa că ai grijă. Suntem în pauza de iarnă, cel mai probabil terminăm în play-off, n-avem cum să nu terminăm în play-off, păcat că se înjumătățesc punctele. Da, câștigăm în play-off acolo, cred că a început play-off-ul fix acum, deci avem Craiova, Viitorul, Astra și CFR Cluj, cred că astea sunt echipele. Acum vom vedea, acum e pe viață și pe moarte, 2-0 împotriva celor de la FCSB. Cu Viitorul câștigăm, cu CFR pierdem din păcate. Nu mai avem meciuri, deci s-a terminat acest sezon. Locul 1! Locul 1, numai 1, sunt mereu pe locul 1. Deci reușim alături de Rapid să câștigăm acest sezon de Liga 1. Nu știu cum am terminat pe locul 2 în Liga 2, dar nu mai contează. Deci Rapid are 6 victorii în play-off, 2 egaluri și 2 înfrângeri, 56 de puncte. Un rezultat fantastic pe locul 2 CFR Cluj, FCSB, Viitorul, Astra Giurgiu, Universitatea Craiova, celelalte echipe care urmează. Și vedem ce a făcut starul Kylian Mbappé, care a crescut la 94 rating, spre deosebire de Messi. Kylian crește, e și normal, are o vârstă mic, este acolo proaspăt, e o stea proaspătă a fotbalului mondial, are potențial să crească, dar sunt curios de statistici, tocmai le-am văzut deja, e pe locul 1 acolo. O să dau la Squad Hub, deci uite-te și tu, explică-mi și mie, te rog, cum are statistici mai bune Hlistei, jucător 72 rating, Cătălin Hlistei, 28 de ani, cum are statistici mai bune decât Mbappé? Da, Mbappé e cel mai bun marcator, are 21 de goluri și 7 asisturi. Dar cum are Hlistei statistici mai bune în total? Are 12 asisturi, Mbappé are doar 7. Explicați-mi, vă rog. Deci Hlistei mai bun decât Mbappé. Toată lumea spam cu Hlistei 99 VR. În chat acolo, facem petiție și dăm lui Hlistei 99 VR. Deci cam aici terminăm și noi acest experiment. Mie unul mi-a plăcut, nu știu dacă vă plac aceste tipuri de experimente. Sper că o să vă placă, 2000 de like-uri și mai facem. Subscribe. Eu am fost Gianni, cam atât cu acest clip. V-am pupat.